Un capitan al armatei române s-a fotografiat cu Tom Cruise. Imaginea apare chiar pe contul oficial al Ministerului Apărării, iar starul de la Hollywood ține în mână o emblemă a forțelor aeriene române. Capitanul Claudia Pop s-a întâlnit cu cel care joacă rolul pilotului Pete Maverick Mitchell la un mare show aerian desfășurat în Marea Britanie. Anul acesta, Tom Cruise a lansat continuarea filmului Top Gun, o producție care a înregistrat deja în casări record de peste un miliard de dolari.